de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața! Iată că asistăm la o adevărată schimbare în politica românească. O adevărată schimbare, au început să apară oamenii demn competenți și foarte, foarte pricepuți. Îl mai țineți minte pe celebru altă întrebare? Acel pitecantrop politic de la Caracal, pe numele său Iordache, cel care i-a făcut până și pe liniștiții pietreni să iasă în stradă atunci când cu ordonanța 13, dar nu neapărat pentru ordonanța 13, ci din cauza acestui pitecantrop politic, un dobitoc sinistru care în acest moment tocmai a primit o sinecură pe viață de la Parlamentul României, domnul Iordache, Florin, ministru al justiției în România, guvernului Dragnea, deci acest pitecantrop politic a primit o slujbă pe viață, așa cum primesc judecătorii din America de la Curtea Supremă. Deci acest pitecantrop politic care i-a făcut pe oameni să iasă în stradă a fost votat în Parlament, culmea, nu numai cu voturile PSD. Și haiu care este? Haiu este că cei de la USR spun că ei nu l-au votat, cei de la PNL spun că ei nu l-au votat și totuși tovarășul Iordache a fost votat și de alții decât de la PSD, minorități și UDMR. Aceasta este fața hâdă, nudă a politicii românești. Ce schimbare? Care schimbare? Acest pitecantrop, după ce a vorbit la tribună, în tribuna Parlamentului, și e plin netul de poze, și dacă președintele Comitetului Legislativ îl face, noi de ce să n-l facem, a coborât de la tribuna Parlamentului, arătând două degete celor din sală. Deci, omul acesta, dacă îl putem, deci omul acesta, că el e om, face parte din regnul animal. Omul acesta a ajuns să primească o slujbă pe viață și să decidă în legătură cu legile din România. El care a făcut tot ce a putut ca să blocheze dosarele colegilor săi de partid, a pregătit să dea ordonanța 13, acest imbecilo, sinistru, jurist, care la orice întrebare răspundea cu altă întrebare, deci acest personaj va fi acolo, să ne vegheze. Da, s-a schimbat clasa politică. Avem marea schimbare pentru care am ieșit în stradă. Marea schimbare pentru care am ieșit în stradă. Aferim să le fie de bine. Să le fie de bine și să dospească acolo în Parlament cu tot ce vor ei, precum pâinea aia naturală, fie că o faci cu drojdie, fie că o faci cu maia, fie că o faci cu cartofi. Deci să dospească acolo în Parlament, poate vor exploda, că mămăliga sigur se pregătește să explodeze în fața unor asemenea dobitocii. Ne oprim aici cu această introducere suavă, ca și alaltăieri când vorbeam despre curve cinstite și politicieni, iată că subiectul se potrivește de minune cu alegerea domnului Iordache și Florin în funcția respectivă a Consiliului Legislativ. Merită o discuție pe asta altă dată cu cei de la PNL și cu cei de la USR, să-i întrebăm și noi cum au votat și cum de degețelul lor a
a mers pe domnul Iordache. Probabil că au ținut cont de faptul că domnul Iordache le-a arătat și el degetul în anumite momente. Lăsând acestea la o parte, tragem cortina și intrăm în zona Neamțului, pentru că trebuie să recunoaștem că județul încet, încet intră, tinde spre scenarii care deja în țară se întâmplă, poate nu în întregul său, acolo nu avem chiar așa de mari probleme, dar anumite zone au probleme. De aceea l-am invitat astăzi pe domnul prefect George Lazăr în emisiune. Nu l-am mai avut de mult aici în emisiune pentru că au fost o perioadă agitată. Bună dimineața, domnul prefect! Bună dimineața, domnul Valentin Mărănescu! Ne scuzați pentru introducere, dar acum îmi dau seama că trebuia să încerc de două ori scuze pentru introducere. O dată că așa e frumos și doi, pentru că sunteți jurist și dumneavoastră, avocat. Și nu aș vrea să fi blamat breasla, pentru că eu n-am nimic cu breasla. Eu am, dar cu anumite personaje. Lui se potrivește și bancul acela, nu știu dacă știți. Ce înseamnă cinci avocați pe fundul oceanului prinși cu câte o piatră. Nu știu. Un început promițător. Da. Da. Dar nu e cazul. Deci, scuze pentru că am vorbit despre breaslă, care cu un reprezentant, dar e președintele... Cum se cheamă? Comitetul Legislativ. Consiliul Legislativ. Dacă este președinte, înseamnă că e reprezentativ. Cred eu. Da. Domnul prefect, cum stăm în Neamț în momentul acesta? Dacă lăsăm la o parte, lăsăm pe domnul Iordache, că dacă nu, iar ieșim în stradă. O ieșim. Ba da, că se face în zona prefecturii. Aveți treabă, trebuie să raportați. Da. Vă referiți la situația din Neamț? Eu vă propun să mergem pe trei subiecte astăzi. Vă rog. O dată, COVID. Da. Doi, astea cu primăriile, cu constituirea consiliilor locale. Da. Deci doi. Și trei, să vorbim un pic și despre situația, cum vorbeam ieri cu domnul comandant al poliției, situația operativă la Neamț, așa. Cum stau lucrurile? Pentru că am văzut că pe posturi centrale aproape că există un îndemn de ieșit în stradă. Și stau și mă întreb, bă, poate o fi o situație de genul acesta, poate lumea este dornică să iasă în stradă și nu știu eu. Da. N-am simțit la Neamț. N-am simțit la Neamț așa ceva? Nu, nici eu n-am simțit, da? Cine știe, acum cu domnul Iordache poate există un imbold. Dacă n-am simțit eu, dacă n-am simțit nici dumneavoastră, înseamnă da. Că e sigură informația. Haideți să vedem cum e cu COVID-ul, lăsând gruma la o parte, cum stăm în Neamț. La Piatra Neamț ieri aveam 2,85, deci mai avem 0,15 și intrăm 2,84 la Piatra Neamț. 2,84. Era ieri. Era ieri. Haideți să vedem un pic care e situația și ce ne puteți spune. După cum bine știți, am informat presa și în cursul zilei de ieri și chiar aseară. Avem două localități cu 10,03 la mie Tașca și 3,53 la mie comuna Tarcău. Ambele localități, intrând prin ordinea comandantului acțiunea domnului Arafat, la propunerea Comitetului Județean de Situații de Urgență, prin proiect de hotărâre, au intrat de la 5 dimineața, astăzi, în scenariu roșu ambele, dar într-o zonă de carantină. Ceea ce presupune că pentru următoarele 14 zile, începând de astăzi, ora 5 dimineața, cele două localități vor fi carantinate. Carantina, practic, dacă vreți într-o traducere liberă, înseamnă, practic, perioada stării de urgență, nu chiar cu atât de multe restricții, dar suntem într-o zonă în care libertatea de mișcare, ca să spun așa, este ușor limitată în exteriorul celor două localități, dar sunt o serie întreagă de măsuri dispuse și propuse și de către noi, Comitetul Județean de Situații de Urgență Neamț, cu privire la permisivitatea mobilității locuitorilor din cele două localități. Cei care lucrează pot să se ducă și se întoarcă de la muncă fără niciun fel de problemă. Cei care au probleme medicale pot să ducă în alte localități
unde la cabinete medicale sau la într-o zonă spitalicească să se trateze sau să facă investigații medicale. Cei care au societăți comerciale și au aspecte ce țin de ordinul fiecarei societăți contractuale sau de altă natură se pot deplasa în afara localității. Elevii este important, care domiciliază fie pe Tașca, fie pe Târgău, dar învață, eu știu, poate la Bica sau poate la Piatra Neamț. La Piatra Neamț sunt, da. Și la Bica sunt, pot să se ducă și se întoarcă fără niciun fel de problemă de la școli sau de la licee, până la urmă de la unitățile de învățământ. Deci sunt și permisivități în cadrul acestei carantine, pentru că nu e dorința de a bloca nici partea economică, nici elevii care merg la școală, nici alte persoane care au alte probleme punctuale de rezolvat. Adică, de exemplu, dacă cineva are un examen de susținut, dacă are o programare pentru preschimbat acte sau o programare la RAR sau la alte instituții, poate în baza unei declarații pe propria răspundere și eventual în baza unei dovezi că are o programare, poate să iasă din localitate și să ducă să-și rezolve treaba. Haideți să spunem că mai ales Tașca este o localitate de tranzit. Cei care trec prin Tașca și nu au treabă... Pot să treacă fără probleme. Pot să treacă, dar nu au voie să oprească potrivit ordinului pe care l-am citit. Da. Deci nu se poate staționa... Deci locuitorii mai departe de Tașca, însemnând Dămuc, Bicaschei, Bicazardeal, se duc spre casele lor sau pleacă din comunitățile lor și vin tranzitând Tașca fără niciun fel de problemă. Da. Spuneați de elevi. Da. Poți să... ei cum merg? Cu mijloacele de transport în comun? Depinde de fiecare familie în parte. Sunt mijloace regulate de transport în comun din datele noastre. De ce v-am întrebat? Sau poate sunt părinți care duc la școală. De ce v-am întrebat? Pentru că se pare că există totuși o problemă care trebuie urmărită cu mai multă atenție, și anume starea mijloacelor de transport în comun și modul în care se circulă în ele și în județul Neamț, ca și în altă parte. De la început, de aproximativ 2 luni de zile, ISCTR-ul cu poliția rutieră au avut acțiuni complexe pe raza tuturor localităților și Piatra și comunitățile învecinate, Roman, Târgu Neamț și comunitățile învecinate, zona Roznovului, zona Bicazului, pentru tot ceea ce înseamnă mijloace de transport în comun, și s-au dat nenumărate sancțiuni pe această zonă pentru nerespectarea distanțării sociale, nepurtarea măștii sau efectiv pentru că transportatorul nu asigura transportul doar pentru persoanele care aveau efectiv loc, ci supraaglomera transportul în comun, aspect care nu este permis de legislație. Trebuie să înțeleagă pe de o parte, sigur, și oamenii, dar și cei care sunt societăți comerciale, transportatorii, să respecte, mai ales în această perioadă de pandemie, să respecte normele legislative și să facă un transport și modern, dar și corect față de cetățeni. Știți de ce vă spun? Pentru că noi am fost și noi și am urmărit cât coboară dintr-un microbus cu 22 de locuri odată și culmea că după ce coborau de acolo, microbusul tot era plin. Adică există și dorința aceasta de câștig probabil, dar există și o altă problemă. Cred că ar trebui cei care se ocupă cu transportul județean, deci nu mai știu cine, la Consiliul Județean, la CJ. La CJ, să se gândească un pic, măi, s-au schimbat niște lucruri. Adică ei dau licențele și ei fac traseele. Haideți să vedem, da, avem traseul la ora 8. Ajunge traseul de la ora 8 ca să poată circula în condițiile astea de pandemie? N-ar trebui suplimentat, n-ar trebui discutat lucrurile astea, nu știu. Întreb. Eu aș ridica, dar nu sunt eu în măsură, problema asta inclusiv la nivelul acestui comitet județean de situații de urgență, chiar să-i obligăm, să-i tragem de mânecă. Unul din factorii care duce la răspândirea virusului este transportul în comun, o spune toată lumea. Ori se pare că la noi transportatorii nu au această dorință. Ce a ținut de noi ca și instituții, pe partea de control, am dispus în nenumărate rânduri și inclusiv Ministrul Afacerilor Interne ne-a
solicitat acest lucru în mod ferm și expres, să avem controle în zonele aglomerate și mai ales pe mijloacele de transport în comun. Continuăm cu aceste controle pe mijloacele de transport în comun și vom insista pe ele. E și de datoria și a cetățenilor, dar și a transportatorilor să înțeleagă, pentru că sancțiunile sunt destul de mari și nu cred că societățile care sunt operatori de transport și așa într-o perioadă grea de altfel. Și pentru ei este perioadă grea. Asta absolut. Mă referam. Și pentru o perioadă grea din punct de vedere economic, financiar, nu cred că își doresc să încalce legea cu orice preț și să fie sancționați. Da, eu citeam chiar dimineață o doamnă care face naveta de la Târgu Neamț la Piatra Neamț, spune, doamne, nu, este inadmisibil. Ai autobuzul la 6:30 în Târgu Neamț și a ajuns la Piatra Neamț la 8. De ce? Pentru că nu se respectă traseul și se trece prin comune. Se oprește. Se oprește în comune ca să ia pasageri din comune să vină la Piatra Neamț. Este publică această chestie, inclusiv pe Facebook. De asta vă spun, am impresia că există o chestiune care ține de dorința asta, de, nu de a face un serviciu public, ci de a face o încasare privată, ca să facem un joc de cuvinte. Dar trecem și peste asta. Haideți să vedem un pic cum stăm la nivelul județului Neamț și al municipiului Piatra Neamț, că municipiul Piatra Neamț se apropie. Credeți că depășim 3,000 în perioada următoare? La evoluția din ultimele 2-3 săptămâni există acest risc să creștem peste 3,000 și pe municipiul Piatra Neamț și pe municipiul Roman. Și pe Roman? Cele două mari municipii, Roman e mai jos, ce e drept, dar e mai jos pentru că s-au calculat focarele din Roman, inclusiv Spitalul Municipal de Urgență Roman, separat. Fiind focar, s-au calculat separat și nu ca incidență de răspândire comunitară. Chiar dacă cei care sunt în focar sunt din Roman. Da, corect. Chiar dacă cei care... Nu toți sunt din Roman. Nu, dar chiar dacă care... sunt și din Roman, da. Da, s-au calculat ca fiind focar Spitalul Municipal Roman. DSP-ul a calculat ce e drept. Și în acest sens avem o scădere. Nu avem o creștere spectaculoasă, dar în modalitatea în care am urmărit în timp de 2-3 săptămâni evoluția cazuisticii de îmbolnăviri cu noul coronavirus, într-o perioadă de timp nu cred că foarte îndelungată, există riscul ca și la Piatra și la Roma și în alte localități de altfel să avem o creștere a numărului de cazuri de peste 3,000. Ceea ce înseamnă, practic, că vor fi luate cam aceleași măsuri care s-au luat în zonele deja caracterate. Există posibilitatea să se ia aceleași măsuri. La Comuna Tașca, din punctul meu de vedere, măsura este extrem de corectă. La Comuna Tarcău, poate dacă mai ai așteptat Direcția Sănătate Publică o zi sau două, poate coboram sub incidența de 3,000 și nu mai eram nevoit să intrăm în zona de carantină. Dar Direcția Sănătate Publică, pentru că și dumneavoastră și telespectatorii trebuie să cunoască, sunt suverane. Cât mai bine, mingea, ca să zic așa, este în curtea Direcției Sănătate Publică. DSP-ul nu face altceva decât să calculeze indicii, să calculeze rata de îmbolnăvire pe ultimele 14 zile și ulterior fac propunere către CJSU și către INSP pe linia lor la București, cu propuneri și cu evaluare, pentru fiecare localitate în parte. Dacă lor evaluarea pe calculul care îl fac este că e peste 3,000, propunerea pleacă spre carantinare. Noi, zic eu că la nivelul județului Neamț am fost într-o zonă de echilibru, fără a critica pe cineva sau lăuda pe altcineva, dar vă dau exemple din țară și nu de departe, Bacău, Iași și alte localități din alte județe care, cum au ajuns la virgulă, au trecut în scenariul roșu, au închis magazine, au închis tot. Ceea ce nu a fost un concept neapărat pe care să ni-l dorim și am încercat să luăm toate măsurile premergătoare, gradual, pentru a nu ajunge într-un scenariu în care să închidem. Adică nu e nici normal, nici firesc să închidem școlile decât când într-adevăr avem o cazuistică foarte mare, pentru că rolul învățământului, până la urma pedagogului și actul didactic se face în bancă la școală. Nu mi-am dorit și nu-mi doresc să ajungem în situația în care să închidem tot ceea ce înseamnă sistem Horeca, pentru că și oamenii ăia au rate, au angajați, au contracte
și nu trec printr-o perioadă, cel puțin din martie încoace, nu trec deloc printr-o perioadă bună, ci din contră printr-o perioadă foarte proastă. Împotrivă. Și n-am mers pe principiu cum am ajuns la limită, la punct și virgulă, să închidem. Am căutat soluții alternative, graduale, de a impune obligativitatea purtării măștii de protecție și în spații libere, în spații aglomerate, în perimetrul școlilor, în piețe, oboare, târguri, în mijloc, în lângă locașurile de cult, unde sunt adunări religioase mai mari, pentru a preîntâmpina măsurile mai drastice, ca să zic. Dar la cum evoluează lucrurile, cred că într-o proximă perioadă de timp vom ajunge într-un scenariu în care să depășim 3 la mie în foarte multe localități. Da, asta va însemna totuși un deranj destul de mare, dar până la urmă lucrurile se întâmplă așa pentru că nu se respectă nici regulile. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Nu respectă toată lumea regulile. Ce este corect și este drept. E și o formă de virus, din ce înțeleg de la doctori epidemiologi, de la specialiști, care se comportă într-o zonă ca o răceală, ca o gripă sezonieră, adică modalitatea de răspândire, mă refer, este destul de ușor să contactezi acest virus. Și în mod clar, nu doar nerespectarea, ci și sezonul rece, cumulat cu pandemia, cu gripa sezonieră, duc la îmbolnăviri din ce în ce mai numeroase. Haideți să o spunem și pe aia dreaptă, faptul că au fost tot felul de adunări publice, au fost și alegeri, au fost, a început școala, au fost alegeri. S-a dat drumul la petreceri la un moment dat. Au mai fost și petreceri. S-a dat drumul la petreceri, unele au fost chiar de bucurie, le-am văzut și pe la televizor și cu dansat pe masă. Dar astea sunt alte lucruri. Nu la neamț. N-au fost la neamț cu dansat pe masă. Nu știam de la am văzut pe undeva prin Maramureș. O doamnă primar a câștigat și a dansat pe masa de biliard. Ceea ce denotă faptul că acolo există, era într-o comună, denotă că într-o comună există totuși și baruri, crâșme bine dotate cu mese de biliard. Din câte am văzut eu, părea chiar de snucăr masa. Ceea ce este foarte acum, bine. Pe de altă parte, știți cum e, popor român e un popor de origine latină, e un popor vesel, iubitor, un popor care îi place să trăiască. Da. Suntem o societate care tot timpul și când ne întâlnim, suntem obișnuiți să dăm noroc, să ne luăm în brațe cu cei mai apropiați, să ne pupăm, adică suntem oameni apropiați unul de altul, ca să zic. Și simțim apropiere unul față de altul prin tot felul de gesturi care suntem obișnuiți de zeci, de sute de ani, așa e tradiția noastră. Acum eu vreau să fac o glumă. Suntem nemți, mai rigizi, mai puțin mai reci. Am observat cât de mare este apropierea, mai ales la nivel politic. Pupături în fiecare zi se fac. Nu știu cine se pupă cu cine și nu știu treaba mea. Se pupă. Da, bun. La Bicaz cum stăm? Mă întreabă un telespectator. Bicazul, există vreun focar? Avem probleme? Deci chiar nu știu de ce mi-a scăpat chestia la cu Bicaz. La Bicaz nu, suntem într-o zonă destul de ok. Vă spun imediat. Pe orașul Bicaz suntem, uitați, uitam pe Bicaz Chei, pe oraș Bicaz 2,52. Destul de mare și acolo. Incidența comunitară, da. Plus că avem și un focar, deci și el s-ar încadra rapid. Deci, practic, ajungem ca cel puțin 3 orașe să se apropie de 3 la 1000, ceea ce e destul de... Și Roman are 2,30. Localități care au un prag mai mare, uitați, avem Girovu cu 2,73, Pângărațul 2,95, Dobrin Gârcina cu 2,65, Drăgănești cu 2,55, după sunt sub 2 ai restul localităților. Dumbrava Roșie 204. Da. Am înțeles. Deci ne pregătim. Incidența comunitară totală e undeva la 1,66. La nivel de județ nu e chiar atât de mare. Haideți să vedem un pic. Tot au fost pe perioada campaniei tot felul de
lucruri care au ieșit în evidență. Mi-aduc aminte acum despre scandalul de la centrul de îngrijire de la Rosnov. Ce mai știți? Păi ca și la Rosnov. Ați avut o atitudine tranșantă acolo și... Și la Rosnov și la centrele care sunt acum, de exemplu, Războieniu. Pietricica la piață, sau cum se cheamă, nu mai știu. Și Elena Doamna, cred că. Elena Doamna, da. Bozieni la Ruginoasa și la aceste centre am dispus comisii mixte de control și verificare a activității formate din lucrătorii PJ, DSP, OPC, DSVSA pentru a vedea modalitatea în care se respectă, că noi asta ne interesează să controlăm, cum se respectă măsurile în tot ceea ce înseamnă nebunia asta cu COVID. Acolo, la Rosnov, înțeleg că nu s-au făcut teste. Când s-a dorit a se face teste către DSP, înțeleg că domnul sau doamna care conduc unitatea respectivă nu au dorit să facă testarea, s-au sustras de la testare. Când s-a mers în control, înțeleg că circuitele nu erau respectate și nu poți să-ți... Indiferent cine conduce o instituție, indiferent de credința respectivei persoane despre coronavirus, că există, că nu există, trebuie să respecti regulile. Trebuie să respecti regulile, pentru că trebuie să te gândești nu la tine ca persoană, trebuie să te gândești la persoanele care sunt în centru. Acolo, în centrul ăla de la Rosnov, erau aproximativ 47, 48, 50 de bătrâni, oameni trecuți de 70 de ani, marea majoritate, care trăiau acolo. Fiecare într-o condiție precară de sănătate, cu comorbidități sau probleme preexistente de sănătate destul de grave. Adică vorbim de diabet, că vorbim de boli cardiace sau de altă natură. Și ca drept dovadă, oameni de acolo care au fost infectați cu coronavirus, datorită comorbidităților, vârstei, înaintate, au decedat. Păi dacă știi că umblă acest... suntem în pandemie și umblă acest virus, te asigur că ți închizi ermetic zona de cămin de bătrâni, te dotezi cu tot ce ai nevoie, îți respecti circuite și reguli ca să nu-ți intre coronavirusul înăuntru, efectiv. Pentru că odată intrat, acolo pot muri oameni. Și ca drept dovadă, la Rosnov, din păcate și din nefericire, au murit oameni. Și nu trebuie să ajungem în zona aceasta. Și, în celălalt... și la Păstrăveni au fost, și uitați, la Păstrăveni, nu mai mi-aduc exact aminte, cred că am avut, cred că n-am avut niciun deces sau poate unul, dacă a existat. Și un centru mare, Păstrăveniu. Dar acolo, foarte mulți infectați. Foarte mulți. Păi aproape toți. Da. Dar acolo s-au respectat mai mult ca la Rosnov, s-au respectat regulile, cel puțin din datele care mi-le aduc aminte. După ce a început... E foarte important să existe respect față de normele impuse, pentru că centrele de bătrâni, centrele de copii sau persoane cu dizabilități sunt extrem de vulnerabile. De asta și statul și guvernul României a dat că 14 zile cel care lucrează în centru stă doar în centru, după 14 zile merge acasă și stă în autoizolare acasă. Când iese în autoizolare în următoarele 14 zile, se întoarce la serviciu obligatoriu cu test. Nu intră în căminul respectiv fără test, negativ. Adică să preîntâmpinăm toate măsurile astea, să preîntâmpina, să duci din exterior în interior virusul, pentru că acolo faci prăpăd. Dacă ai scăpat virusul înăuntru, mor oameni, Doamne ferește, foarte mulți. Da. Spuneți-mi un pic, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a discutat și situația spitalelor din Neamț? Au venit cineva să ofere vreo informare cu privire la spitale? Nu. Depinde de la ce zonă de informare. Noi am avut o discuție ultima dată acum vreo săptămână. Deci știm că nu știm cine mai, ce se mai întâmplă. Am început să ducem din Neamț bolnavi în zona Lețcani, că am înțeles, s-a dat drumul parțial acolo la... Niște... Merge, merge. Au început să ducă bolnavi? Da. Din Neamț? Din toată țara. Din toată țara? Da. Că e dotat bine. Este dotat bine, da. Glumesc, am nu, nu, eu vă întreb la modul serios, pentru că nimeni nu mai spune nimic. Aflăm din datele doar așa. Care, din datele care le știu despre Lețcani, înțeleg că s-a dat drumul, nu la o capacitate de 250 de paturi, cum era anunțat inițial, ci la o capacitate undeva la jumătate, 140 de paturi aproximativ. Fără parte de terapie intensivă. Înțeleg că sunt probleme pe zona de terapie intensivă și nu pot fi internați pacienți pe terapie intensivă din motive
tehnice care țin de dotările spitalului. Pe de o parte, se internează bolnavii cu forme ușoare sau forme medii de coronavirus la Lescani. Persoanele care sunt într-o zonă grav, bolnave, nu se internează la Lescani. Din datele pe care le avem noi până acum, nu știu câți pacienți din Neamț au ajuns acolo, dar nici într-un caz, nici foarte mulți, nici mulți, nici cred că puțini n-au ajuns în zonă. Mai departe, mergând, avem două spitale importante. Avem Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care e spital în totalitate COVID, în care comunicarea cu dumnealor, din punctul meu de vedere, lasă puțin de dorit, pentru că înțeleg, domnul Verzea și-a dat demisia, după care a rămas tot domnia sa la conducere. Nimeni n-a spus nimic oficial. Am văzut că s-a primit demis. E o zonă, cum suntem obișnuiți în ultimii 4 ani la Spitalul Județean, în care azi e o conducere, mâine altă conducere, nu avem o perspectivă foarte clară la ce se întâmplă. La Spitalul Municipal Roman, care primește tot ceea ce înseamnă pacienți non-COVID, dar trebuie să, și le-a spus și domnul Arafat, toți pacienții trebuie tratați, chiar dacă ești spital non-COVID, ca și suspect. Pentru că nu știi din ce mediu vine și trebuie să-l tratezi și să-l primești ca și suspect până ai un test pozitiv sau negativ după caz asupra pacientului. La Spitalul Roman e un focar acolo de infectare a cadrelor medicale, vorbim și de asistente, vorbim și de doctor sau doamne doctor. Erau 63 ieri. Am rugat și am insistat, chiar săptămâna trecută, luni, am dispus DSP-ului să facă un control la Spitalul Roman, un control care să însemne nu neapărat o zonă de control în care să dea, Doamne ferește, vreo amendă sau să aplice sancțiuni, ci un control în care să întărească, în discuții cu managementul, cu managerul spitalului și cu șefii de secție eventual, tot ceea ce înseamnă măsurile de protecție pentru cazul și respectarea protocoalelor și a circuitului pentru a se preîntâmpina îmbolnăvirea cu noul coronavirus. Eu vreau să fac și eu o propunere pentru Spitalul Roman, domnului primar nou de la Roman. Pentru încă că nu e în mandat, doamnă. Dar când va fi, pentru că el va decide, da, la Roman, la spitalul din Roman, să numească un purtător de cuvânt al purtătorului de cuvânt. Două funcții, deci, aceeași, da, treabă, am deci înțeles. Un purtător din de cuvânt al purtătorului. Niciun pacient din Neamț care să fie niciun pacient. Deci cineva, am înțeles. Deci nu avem niciun pacient din Neamț. O persoană, breaking news. O persoană competentă mi-a dat mesaj. Am înțeles. De ce? Un purtător de cuvânt al purtătorului de cuvânt. Dacă îl sun pe purtătorul de cuvânt de la Roman și îl întreb, câte cadre medicale? Trebuie să întreb. Dar de ce nu vi se spune? Nu. Și eu nu sunt în spital, eu nu pot intra în spital. Ok, după 2 ore. Ați întrebat? Da. Și doamna directoare, cred că Andrici, da? Da? Înțeles, un doctor extraordinar de bun și competent, i-a transmis ca domnul de la presă să transmită o informare, să transmită o cerere pentru luni. Discuția avea loc joi. Pentru luni vor analiza și vor răspunde. Ceea ce mi se pare culmea competenței de comunicare și de aceea spun că ar fi cazul, dacă tot se plătește degeaba un purtător de cuvânt, să mai pun un purtător de cuvânt al purtătorului de cuvânt pentru binele romașcanilor, al întregului județ, pentru că acum spitalul acela este pentru tot județul. Și da. Chiar vă rog, în calitatea noastră de romașcan, să transmiteți și dumneavoastră această cerere, mai ales că bănuiesc că sunteți la fel de bine informați și la prefectură despre ce se întâmplă în Spitalul Roman. De aceea nici nu s-au îmbolnăvit foarte mulți medici și cadre medicale. S-au îmbolnăvit? Doar 60 și ceva. Adică nu, sunt foarte mulți care s-au îmbolnăvit, corect. Nu, dacă ar fi foarte mulți, ar comunica. Ceea ce înseamnă că procedurile, circuitele, modalitatea de purtare a măștii sau a combinezonelor după caz nu este respectată așa cum ar trebui. De aici pleacă. De aici pleacă. Și, chestia asta pleacă de la faptul că cineva nu comunică cu subordonații ca să le spună să respecte. Probabil că mai trebuie un purtător de cuvânt pentru medici, unul pentru asistente. Trebuie să stai efectiv ca manager sau adjuncții, directorii adjunct, să faci efectiv zi de zi
de mai multe ori pe zi, o trece în revistă pe tot ceea ce înseamnă saloane, secții, pentru a verifica personal dacă se respectă protocoalele, dacă se respectă echipamentul și îl poartă fiecare mod corespunzător și circuitele. Da, nu e ușor să ții un spital, sunt de acord, dar în momentele astea este important să ții cât mai bine. Să cobori militaria din pod. Să cobori militaria din pod. De asta probabil la un moment dat s-a apelat și la conducere militară și la un moment dat la Suceava. Și uitați, de asta în plină pandemie, de exemplu, și eu dau ca exemplu pozitiv pe doamna dr. Marcoș, care a ținut perioada de o lună, o lună și jumătate cât a fost dumneavoastră manager la Spitalul Județean Neamț, a ținut lucrurile în mână. Și și-a atras multe animozități pentru că a interzis cermezele. Da, dar și respect și apreciere din partea celor profesioniști și a opiniei publice și a mass media. Exact, exact. A fost sprijinită, cred că e un fapt unic, în Neamț de aproape toată mass media în perioada aceea. Cred că da. Deci, din câte oricum a știut și a avut capacitatea să țină lucrurile în mână. Nu e ușor să ții lucrurile în mână într-un spital, mai ales în Spitalul Județean, care e mult mai mare ca Spitalul Roman. Da. De asta e important acolo la Roman să fie lucrurile bine ținute în mână și am avut discuții la sfârșitul săptămânii trecute și începutul săptămânii trecute cu doamna dr. Andriș și am insistat pe acest aspect. Sper că l-a înțeles și că îl pune și în practică. Nu pot eu să mă duc să verific, dar am rugat DSP-ul să verifice. Mai departe trebuie să înțeleagă și doctorii sau cadrele medicale de la Roman că orice pacient care ajunge, indiferent de problema cu care ajunge, trebuie tratat ca și suspect. Nu știi de unde vine, din ce mediu, cu cine s-a întâlnit, nu știi dacă e pozitiv sau negativ, asimptomatic, când a ajuns la spital. Dacă nu tratezi ca și suspect, riști să îți infectezi o secție întreagă și multe cadre medicale sau și alți pacienți din spital cu coronavirus. De asta este extrem de important acest protocol. Acum, domnul prefect, eu de 1990 toamna, da. Deci din 1990 toamna, adică din septembrie, de când lucrez în presă, am văzut în spitale următorul scenariu. Nu se întâmpla ceva bine, urma un control. După ce urma controlul, în 80% din cazuri, rezultatele controlului nu se făceau publice, decât dacă era într-o perioadă în care trebuia schimbat managerul. În rest nu se făceau publice. Ideea este, avem control la spitalul din Piatra Neamț de la DSP. Avem control la, sau a cerut control la Roman, a fost control la Târgu Neamț. Tare aș vrea și aș fi foarte bucuros să vedem și publice rezultatele acestor controle. Nu le-am nicio. Când au fost pacienți arătați toate dumneavoastră de presă într-o primă fază, care stăteau cu orele în curtea Spitalului Județean, am solicitat în scris și DSP Neamț și Corpul de Control al Ministrului să facă un control la UPU, CPU, la Piatra și la spital, să avem un răspuns clar de ce oamenii ăia s-au câte 12 ore afară noaptea în frig, de ce s-a ajuns în situația asta și ce trebuie îndreptat. Că până la urmă nu cauți neapărat vinovat, dar cauți să rezolvi, să se îndrepte lucrurile. De atunci și până în prezent, DSP-ul mie nu mi-a răspuns în scris. Acum, cum să vă spun eu, să fiu în locul DSP-ului sau unora din DSP, m-aș gândi la faptul că sunteți jurist de meserie și v-aș răspunde așa cum e în America. Conform articolului, nu știu ce, nu mă autoincriminez. A, nu mă autoincriminez. Știți? Adică, haideți să discutăm un pic. Dom'le, în momentul acesta, spunea și dumneavoastră că DSP-ul este mama, tata și tot ce trebuie în județul ăsta. Adică, pe ce ține de coronavirus, spitale și altceva. E o instituție extrem de importantă și care, la fel ca și spitalele, e, dacă vreți, în prima linie. Și trebuie respectați pentru ceea ce au făcut, dar trebuie și spus acolo unde sunt probleme. De exemplu, eu când am văzut acei oameni stând în frig, primul meu gând a fost, dom'le, cum? Cine trebuie să intervină? Pe lângă managerul spitalului, nu mai discutăm aici. Scuza
Dar, dom'le, astea sunt circuitele, noi suntem obligați să respectăm circuitele. Bun, haideți să le schimbăm. Haideți să încercăm să găsim soluții pentru oameni. Nu să facem circuitele pe hârtie doar. Și atunci, cred că ar trebui și în zona aceasta un pic de, cum se spune, motorizare. Cum dumneavoastră, ca instituție de presă și colegii dumneavoastră s-au scandalizat. Da. Pe bună dreptate. Când oamenii au stat în curte, cu orele, cum opinia publică s-a scandalizat și pe bună dreptate, cum eu personal am fost extrem de deranjat de ceea ce am văzut acolo, că am fost la fața locului și dimineața și seara, și imaginea pe care am văzut în presă, mă așteptam, ca să fiu extrem de sincer, ca și domnul director sau managementul spitalului, până la urmă, să fi fost acolo seara, să fi căutat soluții, nu să aștepte să apară presa, să se radicalizeze opinia publică, toată situația, să vină prefectul personal acolo. Mă așteptam ca managementul spitalului, directorul și ceilalți directori, că nu e doar domnul Verzea director, așa, să a fi avut o preocupare imediată. Mă așteptam la cel de la DSP, la director, să fi avut o abordare imediată și să fost acolo în curtea spitalului să gestioneze. Nu s-au întâmplat lucrurile astea. Da. Astea sunt... Asta arată cât de mult unora le pasă de semenii lor. Eu înțeleg că e greu. Înțeleg că spitalul e plin. Înțeleg că pe ATI când sunt locuri, când nu sunt locuri. Înțeleg și respect și apreciez cadrele medicale care sunt în prima linie și muncesc. Că nu e ușor să stai ore întregi îmbrăcat în combinezoanele respective și curg apele de pe tine. Dacă mai te gândești că și operează unii dintre ei. Îi înțeleg și respect pentru ceea ce fac și fac o muncă mult mai grea decât înainte, fiind obligat să stea în acele combinezoane. Nu e ușor deloc. Dar trebuie să gândim și proceduri, cum a spus dumneavoastră, circuite, cum vreți, în care să nu stea oameni, zeci de oameni, noaptea în frig, în curtea spitalului, așteptând proceduri. Dar ei așteaptă de 8 ore, de 10 ore, de 12 ore. Eu am fost personal în curte și am văzut 6 containere goale. 6 containere. Sunt 6 erau goale. În curte erau aproximativ 8 sau 9 pacienți care așteptau la momentul respectiv de 6-7 ore să fie, să intre pe protocol, pe circuit, să-i intre în interiorul spitalului. Și era un tânăr care stătea afară, pe un scaun, în fața unui container, de aproximativ, mi-a zis în respect, ca de 3 ore, 3 ore jumate. A apărut un asistent și am întrebat, domnule, explică-mi și mie, de ce tânărul ăsta stă pe un scaun afară, cu o plasă lângă el, și 6 containere sunt goale? Și ce v-a răspuns? Păi stați, că să vedem, că să vedeți, că, zic, domnule, explicăm clar. Acum, de ce 6 containere goale și unul stă afară? Păi se vedeți că sunt la nebulizare. M-am interesat imediat. O acțiune corectă de nebulizare poate să dureze undeva, după ce este un pacient într-un container, se nebulizează pentru dezinfecție, ca să zic, a spațiului respectiv. Durează între 60 și 120 de minute, depinde de substanța pe care o folosești. Dar tânărul mi-a spus că stă de 3 ore jumate. Da, e clar, adică, că s-a întâmplat ceva acolo existe, și nu este un mecanism care să funcționeze, și cineva care să ia o decizie. Dom'le, am containerul gol, hai dom'le să-i dăm drumul. Da, păi tocmai de aia consider că și conducerea spitalului și alți oameni care au o zonă de responsabilitate de management trebuie să meargă acolo cât mai des pentru a organiza aceste circuite, trasee, proceduri, cum vreți să le numiți, ca omul să nu stea afară. L-am întrebat și eu pe mai mulți. Nu o să dau nume la emisiune neapărat. Dumnezeu, ți-ar conveni ca părintele tău, soția, copilul, fratele, sora, cineva apropiat oricum, să auzi că stă acolo de 10 ori și nu bagă nimeni în seamă? Am primit și răspunsuri care, din punctul meu de vedere, sunt deranjante. Dom'le, că a fost și nu știu care, a mai fost și nu știu care și tot așa. Păi e o problemă. Păi e o problemă. Asta nu e o scuză. Asta nu e o scuză. Lucrurile trebuie puse cap la cap, ca timpii ăștia de așteptare, eventual în zona de pretriere, adică în exteriorul spitalului, fie că vorbim de cort, fie că vorbim de cele 6 module de acolo, să fie cât mai scurtă și eficiența de a intra pe spital să fie cât mai mare. Da. E sezon rece, plouă, e frig, nu putem ține oamenii acolo, ne bate Dumnezeu.
Da, ne oprim aici cu coronavirusul. Cred că s-au spus destule. Breaking news-ul de astăzi este niciun pacient din Neamț internat la Lescani, dacă e să facem un breaking news. Și faptul că ne așteptăm, oameni buni, trebuie să fim pregătiți. Probabil impactul cel mai mare va fi în zona școlilor, cu învățământul online, dacă se va trece peste 3 la 1000 cazuri pe, în municipii și în alte localități. Domnul prefect, sunteți în plină acțiune de, cum se cheamă, asta, convocarea consilierilor, declarația aleși pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliilor locale. Astăzi aveți în 2 comune, dacă nu mă înșel. Nu, am avut... Farcașa și Poiana Teiului, parcă erau. Astăzi era Poiana Teiului și Farcașa. Poiana Teiului rămâne să se considere că să meargă domnul subprefect, din, așa am discutat cu dumneavoastră la ceremonie. La Farcașa, din motive obiective, cred că era o parte care nu sunt din consilieri. Nu erau validați toți. Da, și am reportat-o, cred că, pentru săptămâna viitoare, 28 sau 29. Sunt probleme la această operațiune sau lucrurile decurg normal? Nu, lucrurile decurg normal. Cele mai, să zic așa, mai deosebite cazuri, de exemplu, primarul și-a dat demisia din funcția de consilier, a optat pentru funcția de primar. Urmează ca după ședința de constituire, următorul supleant, care intră în locul primarului, să intre în prima ședință ordinară, să fie validat, să depună jurământul. Adică nu sunt probleme. De ce vă întreb? Mă interesează dacă se întâmplă lucruri de genul acesta, dacă viceprimarii sunt aleși sau ei trebuie aleși cu plenul? Nu, în aceste ședințe ordinare nu se aleg viceprimarii. Nu, deci doar se constituie plenul, cum ar veni. Doar se constituie plenul, după care se trimit actele, după ce se depune jurământul, actele vin înapoi la prefectură și dăm un ordin prin care constatăm că respectivul consiliu local este legal constituit. Este legal constituit, corect. Și după care ei intră în ședință ordinară când o convoacă primarul sau o treime din consilieri și intră în procedura normală. Toată lumea mă întreabă când va fi la Piatra, când va fi la județ, știți ceva? Nu. Nu la știți. Momentul ăsta nu pot să vă spun, nu. Nu, încă nu avem. Nu, eu trebuie să primesc de la, în cazul Consiliului Județean de la Tribunalul Neamț, validarea mandatelor. Cred că au fost primite ieri și astăzi, o să intre pe procedura noastră internă la instituția prefectului. De la municipiul Piatra Neamț, cred că le primim astăzi, dacă nu cumva ar fi ajuns ieri după închiderea programului. Și cum le avem, începem să emitem ordine de constituire a consiliilor locale. Se simte nevoia, se simte nevoia. De exemplu, dacă merge acum, se simte faptul că nu conduce aproape nimeni instituțiile. Sunt zone în Piatra Neamț, noaptea acum e întuneric. Nu intervine nimeni să schimbe becurile. Nu mai vorbim de alte povești care se întâmplă. Deci se simte nevoia ca cei care au câștigat mandatele să intre, să intre în pâine. În pâine, da. Să intre corect. În pâine. Da. Nu, noi cum primim, noi avem un obligator un termen de 5 zile, domnul Bălănescu. Adică instanța, de exemplu, judecătoria Piatra Neamț ne sesizează în legătură cu Consiliul Local Piatra. Ne trimit mandatele de la instanță. Ne avem un termen de 5 zile în care trebuie să dați, trimitem un ordin prin care facem ședința, ceremonia de investire, cum a spus dumneavoastră. După ce se face această ceremonie de investire, secretarul Unității Administrative Teritoriale ne trimite actele către prefectură și dacă toate lucrurile au fost în regulă, emitem imediat un ordin de constituire legală a Consiliului Local. Și după care Consiliul Local și intră în atribuții. Și intră în atribuții. Și merg lucrurile. Fac comisii de specialiști. La Piatra Neamț, la județ, peste tot, conform negocierilor prealabile pentru constituirea majorităților. Da. 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 Cam asta e. Ce alte noutăți din alte domenii avem în județul Neamț? Dacă avem. Care ar merita transmise publicului? Acum toată atenția, ca să spun așa, în linii mari, se îndreaptă spre tot ceea ce înseamnă misiuni, acțiuni, ordine, hotărâri, implicare în lupta cu respectarea normelor în legătură cu această pandemie de coronavirus. Lucrăm și la tot ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, constituirea consiliilor locale și eliberarea ordinelor pentru constituirea de consilii locale.
Sigur și alte activități. Acum, dacă avem domeniu, și alegerile parlamentare, deci s-a intrat. Suntem constituiți cu Biroul Electoral Județean, suntem în procedură de alegere efectivă. Din punctul meu de vedere, ele sunt fixate pe 6 decembrie. La cum arată lucrurile, în normal se vor ține alegerile. Da, am văzut că deja au început să depună și candidaturi. Deci depun listele, cred că mâine e ultima zi. Da, se depun listele, s-au făcut, da. Bine, domnul prefect. O să fie un sfârșit de an greu, dificil din punct de vedere a volumului de muncă și a răspunderii, pentru că ai și coronavirus, ai și alte aspecte care țin de buna organizare a instituțiilor publice deconcentrate și de fiecare zonă în parte pe care trebuie să o avem în vedere în afară de coronavirus. Sunt partea de alegeri care vor fi, iarăși, e important să le gestionăm bine, pentru că vorbim iarăși de tot ce înseamnă coronavirus. Avem partea cu școlile care trebuie să o gestionăm. Asta este o mare problemă. Ca vorbit și ieri cu noastră, doar că la tot ceea ce înseamnă școli, încercăm pe cât posibil, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, pentru că ei trimit propunerile către noi, către prefectură, și cu cei de la DSP, să avem lucrurile într-o zonă în care să permitem învățământ față în față, învățământul fizic în clasă cât se poate, pentru că e forma de învățământ acceptată de toată lumea, și tineri, și elevi, și școlari, și părinți, și cadre didactice. E forma de învățământ cea mai corectă. În măsura în care avem posibilitatea, insistăm să fim pe prezență fizică. Acolo unde, în mod clar, cifrele sunt depășite cu mult, mergem pe scenariul hibrid sau pe scenariul roșu, care înseamnă doar învățământ online. Da, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Apreciez faptul că ați ajuns astăzi și au fost lucruri care meritau discutate și aduse în atenția opiniei publice. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Totul se petrece în Piatra Neamț, anul de grație 2020. Astăzi, 21 octombrie, după ce ieri Parlamentul României ne-a binecuvântat cu numirea domnului, e domn, e domn, e și președintele Comitetului Legislativ, Florin Iordache, celebru alt întrebare, cel care le-a arătat votanților de ieri un deget suav în Parlament, arătând nivelul la care se poate ridica clasa politică românească. Cele bune! Vă doresc o zi plăcută!